Salut, Raul Spiste de la Libertate în IT, suntem alături de Eduard Uruc, el e proaspăt freelancer pe React și astăzi ne va povesti despre experiența lui cu freelancing-ul. Ed, dispune-ne mai mult despre experiența ta, în primul rând, ca programator, de cât timp lucrezi în domeniu, pe ce framework ai lucrat? Lucrez de aproape 6 ani în domeniu, am început cu PHP, jQuery, VanillaJS și în timp am făcut, după aproximativ 3 ani, am făcut trecerea pe React, Node.js. Și deja am aproape 3 ani de experiență, 3 ani și de fapt cu React, lucrând numai pe React și tot ce vine la pachet. Uh-huh. Și de ce te-ai gândit după ăștia 3 ani pe React că ar fi momentul potrivit să faci freelancing? În primul rând a fost un challenge personal. Am vrut să testez și alte echipe, alte piețe și să văd pur și simplu ca și experiență unde m-aș situa în comparație cu alte echipe, cu alții băieți din domeniu. Dar asta mi s-a părut fain la tine, că de la primul call ai luat-o ca pe o provocare, zic că bă, trebuie să mă provoc să fac ceva mai mult. Că... Sincer, consider că tot timpul, indiferent de domeniul în care activezi în piață, indiferent ce faci, tot timpul trebuie să cauți așa, pas cu pas, fără să arzi pașii, să cauți următoarea etapă. Și am căutat următoarea etapă, nu aveam nimic sincer concludent în cap. Și eram așa puțin în dubiu, am zis, hai să încep cu niște proiecte mici, să-mi fac un portofoliu mai mare și să mă iau puțin la luptă cu indienii. Dar să spunem că nu am simțit să fac chestia asta și la scurt timp am, cunoscând și câteva, cunoscându-l pe Cristi de pe YouTube în special, am văzut postările de pe Libertate în IT. Și am zis, hai să încerc să vedem despre ce e vorba. În primul rând, neavând ca și idee să încep cu voi sau... Am zis doar, hai să testăm, să vedem despre ce e vorba aici. Uh-huh. Tu mai știai pe cineva care face freelancing? Nu, nu. Deci persoana de legătură a fost direct Cristi. Și totuși, ai avut încrederea asta să faci pasul spre o lume? Pentru că de multe ori oamenii sunt puțin așa cu dubii. Oare o să meargă pentru mine, oare nu o să meargă, o să pot să fac treaba asta? Să spunem că ai avut un mic rezumat așa care m-a pus pe gânduri în sensul pozitiv. Ai fost pe la Google, pe la Facebook, ai fost destul de transparent în ceea ce privește chiar viața ta personală, pentru că ți-ai făcut niște videouri zi de zi. Pot să spun că am dat like și am urmărit absolut toate videourile, dar mare parte. Și atunci am prins puțin încredere urmărindu-te pe tine, după aceea am intrat în col cu Raul, mi-a explicat despre ce este vorba și m-a convins pur și simplu. M-a convins, mi s-a părut o abordare sănătoasă, cea pe care o aveți voi. Adică mi-a explicat toate etapele și mi s-a părut că este ce aveți un fundament serios și că merită încercat. Merită încercat. Până la urmă, e vorba și de încredere. Chiar dacă e mică și poate sună prea mult încredere, necunoscând persoana, că nu vă cunoșteam încă față în față, dar trebuie să dai omului... Nu, o șansă să lucrăm împreună sau să vezi despre ce e vorba. Nu se potrivește, ok, măcar am încercat. Bun, și dincolo de challenge-ul ăsta pe care l-ai văzut în freelancing, ce avantaje vedeai în a face pasul în lumea asta? Flexibilitatea, poate. Deși odată cu pandemia, din ce în ce mai multe companii au început să permită remote work-ul. Dar flexibilitatea și posibilitatea de a-ți vedea nivelul la modul real. Și pe lângă asta, fără să ne ascundem banii în plus pe care poți să-i câștigi. Hai, asta bani. E realitatea. Da, da, pe lângă bani în același... Exact. Deci să vezi, asta e pentru mine personal, să-ți vezi nivelul, să vezi până unde poți să ajungi, până la urmă, să vezi care sunt limitele, nu? Uh-huh. Trăgând de tine. Care crezi că a fost cel mai mare avantaj să lucrezi cu noi la Libertate în IT? M-ați luat de la zero prin toți pașii. M-ați învățat și cum să spunem, să pun problema în piața asta IT-ului, să văd imaginea de ansamblu, poate cel mai important lucru ăsta a fost, să văd imaginea de ansamblu și să văd oportunitățile care sunt în piață și pe care mulți dintre noi nu le realizează. Datorită vouă acum le realizez și eu. Și pașii pe care i-am urmat împreună cu voi, dacă nu urmezi anumiți pași, nici nu ai cum să... N-aș zice că nu ai cum să reușești, dar poate ajungi la rezultate mai greu sau poate nu ajungi acolo, depinde de fiecare persoană, dar asta nu vreau să generalizez, dar s-ar putea să nu ajungi acolo chiar. Yeah. Unii pot ajunge, dar mai greu, cred că depinde, dar per general aș spune că e mai greu să ajungi, să vezi imaginea de ansamblu, mai ales când sunt atâtea persoane în comunitate. Vezi gândurile fiecăruia, frământările fiecăruia și atunci vezi că nu ești departe de ei. Fiecare la un nivel... Să spunem asemănător, mai mult sau mai puțin departe față de nivelul tău, dar pe acolo cu aceleași întrebări, frustrări, temeri
Și chestia asta îți dă încredere, îți arată că toți oarecum gândim și avem aceleași idei în cap, poate frici. Și contează mult și feedback-ul pe care îl primești și de la comunitate, dar și de la, și de la mentori, de la voi. Da, asta spune și noi, știi că când mergi pe cont propriu, poți să obții, să zicem, maxim experiența ta, dar la noi deja e dincolo de experiența mea și a lui Raul, ceea ce Libertate în IT acum e experiența tuturor oamenilor alături de care am lucrat, inclusiv experiența ta, inclusiv experiența celorlalți peste 100 de programatori pe care am ajutat, și toată treaba asta vine împreună într-un body of knowledge pe care pur și simplu nu-l găsești, n-ai cum să-l obții nicăieri altundeva. Perfect, perfect, de acord. Chiar mă gândeam și în zile trecute, de când am semnat, zic că dacă nu ar fi fost comunitatea cu care să interacționezi și, și feedback-ul vostru, pentru că ați interacționat și voi cu atâția programatori, poate aș fi dat înapoi la un moment dat. În conversațiile cu clienții, plus că mai sunt și refuzuri ori de o parte, ori de alta, pentru că și de partea mea au fost refuzuri și sunt convins că și de partea colegilor din comunitate. Deci trebuie să fie meciul de ambele părți. Și dacă nu ar fi fost experiența aceasta, să cunosc toți, mare parte din membrii comunității și să am și feedback-ul vostru, poate n-aș fi avut încredere să continui. Aș fi zis, nu merge strategia asta, nu merge abordarea asta. Și atunci, mai mult ca sigur, aș fi făcut pasul înapoi, ținând cont că totuși am presat, ținând cont că sunt destul de perseverent și nu, din moment ce am vrut și provocarea asta, aș fi făcut pasul așa de repede înapoi. Dar la un moment dat te pune pe gânduri, zici, nu cred că e abordarea cea mai sănătoasă. Da, te motivează foarte mult oamenii care sunt ca tine și trag în aceeași direcție ca și tine. Absolut, absolut, și mai ales cu argumente sănătoase și cu rezultate. Și atunci stai să te gândești, poate n-a venit timpul meu, poate n-a fost potrivirea cea mai bună cu clientul sau. Și atunci devii mai așezat, mai răbdător puțin și cu siguranță apar și rezultatele, și asta nu este doar o vorbă în vânt. Chiar încep să apară din ce mai. Mai ales acum după ce am semnat și înainte, dar și acum, tot vin constant. Deci oportunități sunt. Da. Edi, tu acum ești freelancer. Da. Cum te simți față de cum erai acum câteva luni când ai intrat în program? Cum te simți? Cum se simte Edi de acum față de Edi care a intrat în program? Nu știu dacă e bine să spun, te simți cumva, ai un feeling așa ca la început, pentru că intri într-o altă etapă. În același timp te simți și mai liber, ai mai multă libertate, mai multă flexibilitate și poți să zici că te poți simți înainte de a fi la Modureal mai bogat, știi? Mult mai bogat, da. Dar înainte de toate eu am chestia asta, e o nouă experiență de care mă bucur, pe care am așteptat-o și sper să, de-a lungul timpului, să se dovedească că a fost o alegere bună și sigur va fi, pentru că nu are cum să fie altfel. De asta am muncit. Dacă nu-ți dorești, nu ajungi la un anumit nivel, nu? Mi-am dorit și tot timpul am crescut și ăsta este și țelul de acum încolo, să tot cresc. Clar. Tu ce rezultat ai obținut ca și freelancer? Rata per oră, 40 de euro. Super tare. Chiar înainte a fost la puțin așa o luptă între contracte, am mai refuzat unul cu 45 doar pentru că s-au mișcat mai repede cei cu care deja am semnat. Da. Mai repede însemnând că deja așteptam de vreo 2 săptămâni și zic, n-are rost. Mai venise și a treia ofertă la 45 și zic, n-are rost. Hai să intrăm în freelancing. Vedem despre ce e vorba și după aceea avem timp să creștem progresiv. Clar. Adică asta m-a interesat cel mai mult, că banii se vor adăuga câte 5, câte 10 euro. Nu asta face diferența. Sau încă o dată pe atât, că e bine să te dublezi, dacă acum cât ai fost procentual față de cât erai înainte? Cam de 2.5, să spunem că e mai bine. Da. Tu ce planuri ai pe viitor? Acum ești freelancer, o să intri pe proiect, lucrezi cu clientul. Care-s planurile tale pe viitor? În primul rând să prind rădăcini acolo. Chiar dacă va veni momentul la un moment dat să schimb clientul, să schimb proiectul. Deci în primul rând să prind rădăcini în freelancing. Și după o perioadă, nu știu, 6 luni, un an, să încep să cresc și rata și să prind alte proiecte, alte oportunități și de ce nu proiecte și mai interesante și mai grele, nu? Pentru că până la urmă e o provocare personală și cât stau în industria asta vreau să mă testez. Deci tu ești după pe dezvoltare continuă. Dezvoltare, dar nu vreau să sune așa ca într-o multinațională sau o faci în ritmul tău, asta contează, că e o mare diferență. Ce o faci în ritmul tău, tu ți alegi clienții, tu ți alegi oamenii cu care lucrezi oarecum. Trebuie să fie meciul de ambele părți, dar asta zic, de ambele părți, nu doar de partea lor. Da. Și asta e un lucru foarte fain pe care îl zici, pentru că mulți oameni se duc și așteaptă un fel de pomană, hai să mă iei și pe mine, clientul, da, să lucrez, da, da, cu tine. Da, da. Pe când trebuie să ai puțin self-respect, așa, să spui nu dacă ceva nu e ok acolo și dacă nu-ți convine. Dacă nu ai și anumite persoane să-ți dea încredere,
să vină cu o strategie bine pusă la punct și rezultatele ar putea întârzia sau poate nu ar veni deloc. Deci la mine au venit rezultatele încă dinainte să-mi doresc eu să vină. De asta nici nu am semnat primul contract, pentru că îmi doream să am totuși experiență. Dacă tot am intrat, voiam să am experiența asta, să vorbesc cu mai mulți clienți și de afară și din România, special de afară, și să poți să ai un termen de comparație, pentru că așa dacă semnezi cu primul client, nu ăsta era scopul pentru care a venit. Yep. Vroiam puțin să-mi fac rodajul, ca să prind skill-ul, astfel încât peste 6 luni, un an, 2, 3, 5, să pot să găsesc fără nicio problemă clienți și să știu despre ce e vorba, să nu mă arunc la prima ofertă, da, să rămână Doamne ajută, să nu fie pe Doamne ajută, să fie... Deci ai vrut să te dezvolți mai degrabă, da, decât să te oferi. Am vrut să prind tipicul, să spunem, da, pe care să-l aplici, așa încât să-ți găsești clienți oricând dorești și vrei să schimbi proiectul. Și simți că poți face asta acum. Da. Cu siguranță mai sunt multe de învățat în comunitate. Tot timpul învăț chestii noi. Contează foarte mult și feedback-ul colegilor. Deci de la întâlnire la întâlnire am învățat chestii noi. Mai puține, mai mult, de tot timpul am rămas cu ceva în plus. Pe lângă pașii de mentorat. Pur și simplu feedback-ul colegilor. Da, și mai este loc și de crescut. Și în partea de strategie, cu siguranță, dar consider că deja mi-am pus niște baze. Ținând cont că am interacționat cu destul de mulți clienți. Edi, super tare dezvoltarea ta pe parcursul programului, experiența ta cu programul, faptul că ai intrat la fiecare live, ai pus întrebări. Da. Noi vrem să te felicităm oricum pentru rezultatele pe care le-ai obținut. Mulțumesc. Și mult succes în continuare în freelancing. Vă mulțumesc și mult succes și vouă cu programul ăsta, pentru că cu siguranță veți deschide oportunități pentru foarte mulți colegi de breaslă. Și contează foarte mult, contează mult să vezi că există și altceva. Contează să-ți deschidă cineva ochii și să arate cam toate sau o mare parte din oportunitățile pe care mulți nu le văd. Dacă ai peste 3 ani de experiență și vrei să înveți cum să-ți găsești clienți în piața globală, hai să ne auzim la un call de consultanță gratuită cu mine, cu Cristi sau cu un expert din echipa noastră. Intră pe libertateinit.ro și programează-te la un call. Eu am fost Raul, Cristi și Edi. Salut! Salutare!